Vorbim acum despre postura incorrectă, care nu are legătură doar cu aspectul inestetic al corpului. Aceasta poate provoca și probleme foarte serioase pentru sănătate, mai serioase decât vă imaginați voi. De altfel, durerile de inimă și tulburările de vedere sunt doar câteva consecințe ale deviației vertebrelor. Cât de grave pot fi efectele unui spate rotunjit, aflați din reportaj. Afecțiunile determinate de o postură incorrectă decurg mai degrabă dintr-un stil de viață sedentar, iar în grupurile de risc sunt persoanele de vârsta a treia și copiii în perioada de pubertate. Arina Roller este elevă în clasa a șasea, iar învățământul online și-a pus amprenta pe starea coloanei vertebrale, de altfel ca și în cazul majorității elevilor. Deseori am probleme cu spatele, mă doare spatele din cauza că, spre exemplu, când îmi fac temele, am o poziție ghebuită cumva. Nu-mi dau seama și când ajung în pat sau să mă întind undeva, păi îmi vine durerea asta de spate. La școală nu prea simt dureri de spate pentru că profesorii îmi fac observații să îndrept spatele, ca după aia să nu mă doară. Când copilul este în creștere, greutatea ghiozdanului, o poziție greșită în bancă sau lipsa activităților fizice pot provoca daune ireparabile coloanei vertebrale. În această perioadă, pentru întărirea musculaturii spatelui, este recomandată practicarea notului sau atletismul. Dansul educă și el o postură corectă a corpului, anume din acest motiv părinții au dat-o la un liceu cu profil coregrafic. Când am mers în clasa 1, încercam cumva să găsesc cel mai bun ghiozdan, cu uite să fie ortopedic. Acum nu suntem atât de atenți la ghiozdan cât la, iată, poziția când stă la masă, când merge. Observ că, uite, sunt anumite situații când absolut nu ține cont copilul meu de poziția la masă. Face dansurile, sigur că asta la fel cumva cred că ajută destul de bine, pentru că mai ales dansurile sportive, prima și cel mai important principiu este de a avea o poziție corectă. Statul pe scaun, ore în șir, munca la birou, oboseala, tocurile, sarcina, dar și vârsta sunt doar câțiva factori care pot determina devierile coloanei, iar consecințele unei poziții incorrecte în timp pot duce nu doar la scolioză sau hernii de disc, ci și la migrene, scăderea vederii, stări nervoase și alte probleme de sănătate. Mușchii se supra-solicită, respectiv apar niște puncte dureroase. Datorită punctelor respective, noi căutăm o poziție de confort. Poziția vicioasă poate influența negativ asupra funcționării corecte a organelor interne, de exemplu, dificultăți respiratorii, dureri cardiace, de stomac, pancreas, poate imita o patologie a rinichilor, scăderea atenției și diminuarea randamentului de lucru. Dacă nu preveniți sau tratați la timp devierea de coloană, se poate ajunge chiar la intervenții chirurgicale. Iată de ce e bine să urmați câteva sfaturi simple, dar utile. După o oră de șezut la masa de lucru, faceți exerciții de relaxare a mușchilor gâtului și a brațelor. Niciodată nu trebuie să existe spațiu între spătarul scaunului și coloana vertebrală. Evitați să lucrați de pe canapea mai mult de 20 de minute. Utilizați masa de lucru. Practicați sporturi precum yoga, înotul sau pilatesul.